Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Știți de unde vine treaba asta cu produsul intern brut? La noi, la români, vine de la brute. Da, ce mai produc brutele? Ăsta e produsul intern brut. Ce România produce altceva decât violență și ură? Uitați aici, pe Facebook, bineînțeles, că nici la WC-ul nu mai mergem dacă n-am pornit un live pe Facebook. Orice prost care până acum nu vorbea decât la el în casă sau cel mult la cârciuma din sat, unde și-o mai lua pe coajă, e acum producător de conținut, are opinii, hate-ărește, nu știe să scrie, dar comentează. Sau mai rău, mult mai rău de atât. Uite cum e idiotul ăsta. Sunt încă viu. Da. Dar l-am tăiat pe piela destul de rău. O vine fraierul, deci l-am așteptat jumătate de oră, unde mi-a zis să mă întâlnesc cu el. Mi-a dat nevion manjuletul ăla la cot aici. Încă stau cu brișca în mână. Mi-a dat nevion, m-a ridicat de jos. I-am dat de ea, acum cred că e la spital. Mă tot întreb, de ce nu facem noi show-uri TV cu ăștia? A? Decât inepțiile alea cu ferma vedetelor, cu tot felul de șefi la 300 de chile bucata în viu, care ți aruncă mâncarea pe jos, să facem cu ăștia, mă, cuțitari, violatori, nebuni care omoară, la liber, nene. Și totul dat live frumos pe Facebook, cu semifinale, cu finală, să vină o companie mare cu un cec de 100.000 de euro pentru cel mai criminal și pentru cel mai violator dintre violatori. A? Ceva deosebit, audiență garantată. Vorba aia, cum spun imbecilii care dau mizerie la televizor toată ziua. Dom'le, ce să, dacă asta vrea poporul, asta dăm, nu? Și ce frumos a fost și la Mamaia, da. Să mergeți la mare, fraților, cu copiii, cu bunicii, toată lumea, că e tare frumos. Când mai scriu oamenii, sunt la mare, e mizerabil, inadmisibil așa ceva, să spuneți acolo la emisiune, domnul Pătraru. Nu e, fraților, inadmisibil, e chiar foarte admisibil, dacă îmi permiteți. Atât timp cât vor fi turiști buluc, când nu vor mai merge oamenii pe litoral, atunci se va schimba ceva. Dar până atunci, de ce să schimbi? De ce să oferi condiții decente? De ce să faci curățenie? De ce să nu mai dai toxi-infecție alimentară la oameni la fiecare colț de stradă? De ce? Nu te uiți că se calcă turiștii pe picioare? Nu e clar că asta își doresc ei? Că de-aia vin pe litoral? Îl lovește pe ăla, apoi trece cu mașina peste el intenționat. Cum să-ți ții, mă, copiii în țara asta? Cum să-i încurajezi, mă, să nu plece unde ori vedea cu ochii? Oare au fugit cu mașina sau doar s-au dus mai încolo să poată să ia viteză? Să mai treacă o dată, să știe o treabă. Și parcă auzi că vor fi judecați în stare de libertate pentru că un judecător a decis că nu reprezintă un... Cum? Aaa! S-a decis deja, da, sunt cercetați în stare de libertate. Ce vă spuneam? Haideți, mă, iar noi vrem să facem o țară. Am înțeles însă că mașina a fost drastic pedepsită. Da, judecătorul a decis că mașina va sta în arest la domiciliu, în garaj, că prea e violentă. Mașina trebuie pedepsită exemplar. Să înțeleagă, domne, și alte mașini că nu se poate face așa ceva. Dar hei, hei, toate astea nu ne-au venit, domnule, așa de-a gata, nu? Am muncit pentru ele. Să nu credeți că toți nemernicii ăștia pe care îi vedem reprezintă accidente, nu? România, noi toți, autoritățile din țara asta prost făcută, cu toții am muncit ca nebunii 30 de ani ca să ajungem unde am ajuns. Sărăcie pentru fraieri, frică pentru fraieri, griji, facturi și șmecherii, interlopii, stau la masă cu polițiștii, cu procurorii, cu statul. Și uite, aici ajungi. O, da, e nevoie de muncă. Am avut grijă să muncim din greu ca nu cumva să dăm greș. Și ne-a ieșit, trebuie să recunoaștem, ne-a ieșit frumos. Era ca și cum
noi să fim, să fie ei stăpân, să facă ei legea în sistemul ăla. Lipsă de oricum, era lipsă de iubire, lipsă de afecțiune, nu există. Decât să dau timpul înapoi, aș prefera să nu mai există. Psihiatria este denumită de cei din sistem cenușăreasa din sănătate și nu degeaba. Banii sunt insuficienți, angajații la fel. Medicii și asistentele se tem pentru viețile lor, dar și ale bolnavilor. Sunt fără apărare, expuși în orice clip atacurilor. Voi vă dați seama ce jale e în aceste instituții, ospicii, case de copii, unde sunt oameni extrem de vulnerabili, care nici nu sunt în stare să facă scandal, să-și ceară drepturile. În spitalele astea normale, ca să zic așa, e multă jale. Vă dați seama ce e în ospicii orfelinate, case de bătrâni? La fel, nu ne-a picat din cer asta. Am muncit serios și aici. A fost nevoie de multă bătaie de joc, de multă nesimțire, de multă lipsă de finanțare ca să ajungem aici. Iată, mesajul dur al unui polițist pentru cei care au asistat la un cumplit accident rutier. Da, un polițist de la biroul autostrăzii București-Ploiești e revoltat că la un accident foarte grav cu doi copii răniți, 80% dintre martori au scos telefoanele să filmeze. Am discutat despre apucătura asta și săptămâna trecută, când oamenii se buluceau să-l filmeze pe criminalul ăla de dincă. Da, mă, da, filmăm ca să rămână mărturie peste ani de ce dracu a dispărut țara asta. Să nu se credă că a fost vreun accident, ceva, nu, nene. În cărțile de istorie trebuie să scrie foarte clar: România a dispărut de pe fața pământului din cauza prostiei, a corupției, a nesimțirii, a sărăciei și așa mai departe. Bine ați venit la Starea Nației!